Ne propunem în această seară să discutăm despre oamenii care se străduiesc să aibă un stil de viață sănătos, să-și schimbe stilul de viață, însă, din experiență, știm fiecare că nu este deloc simplu. L Am invitat în platoul emisiunii noastre pe domnul dr. Nicolae Dan, care este și director al Centrului de Sănătate Hergelia. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Iată, am ales o temă care este complexă, dar și care pare oarecum distantă de ceea ce ne interesează pe noi, oamenii pasionați de a ne trăi viața într-un mod cât se poate de relaxat. De conform cu uh, nevoile sau dorințele noastre. Să vorbești despre voință și uh, autocontrol este străin pentru zilele noastre. Uh, și aș vrea să discutăm în această seară despre felul în care um, pot fi de ajutor uh, aceste uh, trăsături de caracter în dezvoltarea noastră și în sănătatea noastră sau în menținerea sănătății noastre. Haideți mai întâi să definim ce înseamnă voință și autocontrol, dacă este o diferență între cele două. Uh, tehnic poate că există, dar pentru discuția noastră cred că putem să spunem că sunt sinonime voința sau puterea voinței și autocontrolul le putem. Uh contopii sunt, sunt în principiu același, același lucru. Spuneați că poate sunt mai distante de, de, mă rog, ce am experiment. ce am de făcut astăzi, și cum fac astăzi, și cum mă simt, aș vrea să mă simt confortabil, sigur. Exact. Deci, noi Dar... stăm în fața televizorului, urmărim un film și vrem să ne simțim bine. Așa că, mâncăm, gustăm, consumăm da. ceea ce ne face să ne simțim bine. Am dat un exemplu. Însă, sunt da, multe alte Dar După activite. ce se termină emisiunea, ne rămânem tot cu noi. Asociația Psihologilor din Statele Unite a făcut un studiu și. Motivul numărul unu pentru care oamenii, în general, e vorba de americani, dar nu cred că e mare diferență cu, cu noi. Multe. Numărul unu pentru care ei cred că nu și-au atins scopurile, obiectivele, este, spunea oamenii, nu am voință, n-am suficientă voință. Deci, chiar dacă vrem să ignorăm lucrul acesta undeva în, în mintea noastră. De fapt, știm lucrul acesta, avem de-a face cu el, sunt eșecuri, le putem ascunde, sigur, eșecurile, dar ele sunt cu noi, și după emisiune avem de-a face cu ele. Și am constatat din experiența de la Hergelia că este, este extrem de important ca acest subiect, care pare poate puțin exotic pentru unii, să fie adus mai aproape la, la firul ierbii în, în problemele de zi cu zi pentru că dacă se clarifică ce este voința, ce este autocontrolul, la ce mă ajută. Am nevoie sau nu am nevoie, este un dat sau pot să o cresc. Adică, chiar dacă în momentul acesta spun, eu nu am voință, e așa, eu dacă ceva în fața mea trebuie să mănânc, eu niciodată nu o să pot să, să slăbesc sau lucruri de genul acesta, este o minciună. Deci oricine poate să, să crească această putere a voinței și sunt niște lucruri concrete care pot fi, pot fi făcute. Și de asta zic că dacă se aduce puțină claritate în domeniul ăsta, cred că e un beneficiu pentru mulți care poate până acum credeau că ok, asta sunt, eu niciodată nu o să pot să fiu altfel, n-am voință, poate așa a fost, așa m-am născut. Unii au, sunt mai musculoși, au voință, dar eu nu. Credeți că are de-a face și cu educația noastră o astfel de convingere despre voință? Mă gândesc că din copilărie, de la școală, deja suntem catalogați cumva un copil care învață foarte bine, are voință, este determinat, îi place, iubește ceea ce face. Un copil care nu are rezultate extraordinare la învățătură, este din start catalogat, nu are voință, pe lângă faptul că, da, mai spunem și alte, mai dăm și alte calificative. Uh, am da. avea nevoie să fim învățați, să avem voință de timpuriu? Da, uh... Cred că am avea nevoie de dragoste, în primul rând, <laughs> pentru că Bun, la, la șase ani, șapte ani, poate e, e greu să înțelegi cum este cu voința, dar, uh, uh, într-o notă personală, pe clasa a doua am rămas în urmă cu ceilalți colegi, pentru că nu pricepeam cum este cu tabla înmulțirii și probabil că îmi plăcea mai mult să mă joc decât să stau să buchisesc și eram un grup de, de colegi. Uh, și care a fost diferența între ei? Pentru că majoritatea au rămas codași, inclusiv până în clasa a 8 -a și probabil că nu au făcut prea multe studii. Și, dar eu undeva pe clasa 4-5 a, 4 -a, a, -a am început să-mi placă matematica și, nu ca să mă laud, dar am, am, devenit cel mai bun din clasă în a 7-a, 8 -a. Care a fost diferența? Dacă, cred că dacă spui unui copil că, mă rog, ești prost, că tu niciodată, că cum se poate, uite, toți și numai tu, nu. Sau din contră, dacă, dacă ai puțină cultură și știi că, că, de fapt, inteligența matematică nu se dezvoltă la aceeași vârstă pentru toți, unii sunt mai întârziați și și în cu iubire pe copilul respectiv, atunci sunt șanse ca el să, să iasă din eșantionul acela și să, să progreseze. Da, eu, eu cred că asta este sarcina noastră, a părinților. Sunt anumite lucruri pe care le putem face. Există această mentalitate că lasă-l să facă ce vrea. Ca, ca și cum copilul la 2 ani sau la 3 ani sau deja are o judecată matură și alegerile lui. Uh, unul din lucrurile care au uh, observat cercetătorii, și aș, aș aminti pentru cei care sunt interesați, poate știu limba engleză, Roy Baumeister uh, este unul din uh, cel mai citat autor IC. Deci e, e foarte citat, uh, cred că acum este undeva în Australia, a fost la Universitatea Florida, acum la, la Queensland, în Australia. Uh, a făcut foarte multe cercetări pe problema aceasta voinței și uh, uh, poate o să, o să discutăm, o să discutăm da. despre, despre ce ce spune, ce se poate face, că Iată, înțelegem că nu îl lăsăm pe copil să facă așa ceea ce vrea el, deși anumiti specialiști vorbesc despre faptul că îi poți tăia aripile dacă nu l lași pe el să își pună la lucru imaginația. Dar un ghidaj, din ceea ce înțelegem, un ghidaj este... Uh important, pentru că el are nevoie de niște repere. Da, și apropo, m-am da. amintit -am ce am vrut să spun no, no. Că totodată, la televiziune mai pierzi din fir. Este uh, normal. Uh, spune, spunea Roy Baumeister că uh, în toate studiile a observat că dacă oamenii au ceea ce numea el bright lines, sau așa, dacă au niște le, uh, lege sau niște lucruri, niște principii pe care nu sunt negociabile, le este mai ușor să aibă autocontrol. De, 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 deși opinia populară este că unul lasă-l să facă ce vrea, că e mic sau nu uite, nu știe, deci nu, mai bine să, să nu. Deci sunt unii care cred că, din contră, dacă sunt principii, dacă sunt limite, înseamnă că e abuz. Dar știința spune clar că aceste, aceste principii îl ajută pe, pe copil sau și pe omul matur și el spune chiar așa, dacă, dacă este o un comandament, dacă cineva crede că este de la Dumnezeu, asta îl ajută să, să respecte uh, și să aibă Sunteți mai mult autocontrol. S-au făcut studii, de exemplu, cu studenți de, de, de la facultate, uh, 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 au avut ocazia să, să copieze și au făcut-o. Deci au, au părțit două grupuri, erau similare din toate punctele de vedere și un grup pur și simplu au intrat în testul respectiv era greu de, detest, de detectat și nu-și dădeau seama că, de fapt, copiază. observatorii știu dacă copiază sau nu și au copiat. Un alt grup, li s-au citit, citit cele 10 porunci înainte. Una dintre ele este să nu furi. Să nu furi. <laughs> și, și să nu minți alta. Da, ele nu, sunt combină aici. Deci, uh, procentul, deci n-au mai, mai copiat. Uh, și uh, foarte interesant că același studiu s-a făcut, nu cu cele 10 porunci, dar cu uh, regulamentul universității, unde scria foarte clar că cine uh, copiază e dat afară și la fel, uh, cei care cărora nu li s-a citit au copiat, cei care, uh, celor care li s-a adus aminte de acest de această de principiu sau bright line, uh, n-au mai copiat. Deci asta apropo foarte. de copii. Iată, da, avem, așa cum spuneam, pentru copii un ghidaj, niște reguli clare, sunt foarte sănătoase pentru copii, chiar dacă vorbim despre creativitatea lor și ei pe direcția aceasta pot să creeze, pot să fie autentici, am spune. Revenind strict pe subiectul nostru despre autocontrol, despre voință, cum stăm când ajungem, când suntem adulți? Iată, vorbeați despre tineri, adolescenți, tineri, care în fața unor principii, deși am spune că știm aceste principii, dar ele nu sunt la fel de vii ca atunci când ne sunt reamintite, sau cum? Însă, acum vă întreb în mod Da, în care... de aici, poate cineva se miră în Moise, când scria poporul și eu cred că Dumnezeu l-a inspirat, spunea că atunci când ești în călătorie, amintește-i. Când ești acasă, amintește-i. Dimineața, amintește copilului tău de că există da. Dumnezeu. că. Deci Legile, această da. repetiție, sigur nu o repetiție brutală sau abuzivă, ci faptul că... Că este ținut în fața omului când este mic, lucrul acesta se îl se, ajută. Și știința spune, spune clar că îl ajută pentru, pentru ca mai târziu să, să aibă voință, să aibă autocontrol. Este interesant că Roy Baumeister spune că, într-un fel sau altul, lipsa de voință, lipsa de autocontrol stă la baza tuturor problemelor cu care ne confruntăm astăzi. Criza din 2008. Faptul că uh, mulți oameni nu au reușit să se controleze, să nu vrea mai mult, să nu umfle mai mult, să se, să se oprească, uh, sau sarcini nedorite, sau depresie, sau, sau obezitate, diabet. Diabetul este corelat cu creșterea în greutate, uh, bolile de inimă. Când știi, cei mai mulți știu cam care ar trebui să fie stilul de viață care să le prevină și să, să, să tratezi, dar nu. Nu face și mulți nu o fac chiar după operație de bypass. Deci este clar o lipsă de autocontrol și spunea el că stă la baza crizei cu care ne confruntăm astăzi. Foarte important acest aspect. Iată, ați subliniat cât de important este autocontrolul și cât de mult îl neglijăm. Da, și spuneați de, de adulți, s-ar putea, putea ca cineva să fi pierdut trenul. Nu, nu toți ne-am bucurat de niște părinți care să înțeleagă lucrurile acestea sau să înțeleagă cum este, este cu principiul și poate că poate că a pierdut trenul acela și, și poate se găsește la vârsta de 30 sau 40 de ani fără voință, sau cel puțin așa crede și, și fără să se poate autocontrola. Știința spune că nu este prea târziu. Deci este, este ceva care poate fi tratat, poate poți să, poți să lucrezi cu voința și să crești puterea aceasta a voinței. Nu este un dat, n-ai avut poate ocaziile, privilegiile altora și asta este. De acum înainte trebuie să, na, orice apare, nu poți să reziști tentațiilor și vorbind despre, despre o definiție simplă, Practic, voința sau autocontrolul înseamnă să puterea aceasta de a spune nu unor tentații sau unor ispite sau unor plăceri de acum pentru uh, uh, ceva mai bun în viitor. Uh, deci să, să reziști la, la ceva care știi că ți este... Uh, poate nociv sau nu este sănătos, pentru că în viitor te vei bucura de ceva mult mai mult, nu o sănătate și așa mai departe. Deci cam, cam, asta înseamnă, înseamnă voința și asta, asta vreau să subliniez că nu ne este dată. Deci chiar la orice vârstă putem să lucrăm și putem să o creștem și să, să avem beneficii. La Centrul de Sănătate Hergelia, cum sunt ajutați pacienții să dezvolte voința? Autocontrolul? În primul rând, un pacient care vine la hergelia s-ar putea să vină cu, cu o motivație care nu este foarte eficientă, adică frica de moarte, chiar dacă nu spune treaba aceasta, dar dacă ai un diabet care iese de e sub control, dacă ai o, o boală de inimă care este foarte avansată, undeva există această frică de, de, de moarte, dar nu este o motivație suficientă ca să faci schimbare. Uh, și uh, intrând în programul de la Hergelia, care pare să fie un program destul de riguros uh, în ce privește dieta, în ce privește uh, somnul, de exemplu, dar toate elementele, toate elementele acestui program sunt gândite ca să întărească voința. De exemplu, dacă nu dormi, uh, ești ca un om biat. A doua zi sau capacitatea de a doua decizii de a spune nu este, este scăzută. Deci toate elementele sunt, sunt elemente gândite să întărească voința și, practic, în, în decurs de câteva zile se întâmplă un fel de, aș putea să zic, minune. Noi știm, noi știm că am făcut studii, au făcut și alte studii, știm ce se întâmplă. Dar starea de bine este, este fundamental schimbată în bine, nu starea sănătății, în bine. Și atunci apare un alt motivator, care omul își dă seama, stai puțin, păi dacă fac ceea ce este sănătos, ceea ce este corect, mă simt foarte bine. Așa de repede se văd rezultatele, Da. da. doar prin odihnă și alimentație, sau, nu știu, mișcare în natură. Da. ce ar mai fi de... Da, deci pentru că e, noi ne este... așteptăm pe dietă rezultatele să fie pe termen lung. Pentru că, da, poți să mănânci nesănătos o perioadă și să-ți propui să mănânci o săptămână, nu știu, numai verdețuri. Dar nu, nu ne gândim că rezultatele ar fi atât de vizibile. Acești oameni vin cu o stare de, de inflamație cronică, de grad redus, așa se numește, care, care știm la ora actuală că ea Facilitează, de exemplu, evoluția acestei biroze, coronavirusului, spre o, spre o stare mai gravă. Deci această inflamație. Și această inflamație poate fi redusă într-o săptămână. Deci, pe poți... analize, da, deci totul da, este ca da, urmarea... Studiu, A, exact... Deci am făcut un studiu, că, cumva studiile acestea sunt uh, regula de aur în medicină, un studiu clinic randomizat. Exact. Deci pur și simplu am luat oameni la întâmplare, i-am amestecat, ei, ei erau două grupuri, unul de 50 care au venit la Hergelia, care nici prin cam nu le-au trecut că o să aibă șansa asta să vină, erau din câmpul muncii. Și un grup similar din toate punctele de vedere care uh, nu a venit la Hergelia, a rămas în cele trei fabrici unde lucrau și i-am urmărit pe toți timp de un an, atât pe cei care au stat 11 zile la noi, cât și pe ceilalți care n-au stat. Și este foarte clar, deci în 10 zile marcării acestei inflamații scăzut. dispar. Deci, deci se, chiar dispar, se... nu doar. Da, deci se ajunge la o stare de normalitate, normalitate. din punct de vedere al... A... Deci nu mai este inflamația aceasta de grad redus. Și a, asta, asta te face imediat să te simți mult mai bine. Deci este o influență enormă, de exemplu, asupra circulației. Pentru că cineva care vine cu ateroscleroză în 10 zile, artera lui... Ağabă... Deci este... Practic, la fel. Nu, nu, e, nu, nu pleacă prea mult colesterol de acolo să spui că se deschide. Exact. Dar inflamația aceasta este, este unul din factorii care agravează boala de inimi și odată ce o, ce o elimin, deci am avut foarte mulți pacienți cardiaci care nu puteau să meargă poate decât 100 de metri sau unii poate până la mașină și îi apucau durerile musculare pentru că ce, ce este la inimă este și la mușchi aceștia și de asta apare durerea claudicață intermitentă, durerea mușchilor piciorului. Da? Și au ajuns în, în a doua săptămână să, să meargă kilometri fără să mai aibă aceste dureri. Sigur că asta se face sub supravegherea unui exact. medic, nu se face după Chiar ureche, să da. dar cum dar, se simte omul respectiv. Deci el vine cu frica de moarte și descoperă un, un motivator mult mai bun care este bucuria de a trăi și de a avea o, o viață de calitate. Că vă dați seama ce calitate ai când nu poți să mergi 100 de metri că te apucă durerea. Sau ce calitate ai când tot timpul glicemia e la 200 și. Dar nu o pun rezistență pentru că, iată, este o diferență foarte mare între ceea ce făceau cu o zi înainte acasă și ceea ce se întâmplă la Hergelia, ca urmare a acestor studii și principii de sănătate pe care le urmați și spun, mi este greu, iată, nu pot să mă mișc, deci nu voi face sau nu suport, știu că sunt niște împachetări. Eu nu suport gheața sau nu suport fierbinte, sau nu da și nu pot să mănânc atât de puțin, că iarăși știu că la porții există o modificare. Este obișnuit, poate să spui de două ori. Nu, ceea ce facem este că punem chiar înainte de a se ajunge la... A fost, era în regim de bufet suede, sigur, cu COVID-19 nu mai putem să facem lucrul acesta, cineva îi servește și e un paravan de plastic, deci nu se pot atinge. Însă, înainte de a ajunge acolo, sunt trei modele și le dăm o idee cam ce înseamnă dacă vor să fie la o dietă de, știu de 1400 de calorii sau 1600 de calorii pe zi. Și ei, ei aleg. Deci nimeni nu-i forțează. Exersează autocontrolul Pot să vină aici. înapoi, să mai ceară încă o porție și să, să consume 2000 de calorii sau 2400. Dar noi ne gândim așa că dacă cu forța nu rezolvăm, mare nu, nu, lucru, nu da? rezolvăm problema, ci educându-i, educându i, educându -i Oamenii Am observat un lucru. Atunci când oamenii înțeleg cum funcționează organismul, cum funcționează mintea noastră, pentru că voința Ce? are de-a face cu mintea, există mai multe șanse ca ei să hotărească, dar vreau schimbarea. Și în toate aceste schimbări e nevoie de voință. Deci, dacă, dacă nu, nu avem de făcut nicio schimbare, nu avem nevoie de voință. Că Rămânem așa cum suntem, facem ce am făcut, dar, dar toate aceste schimbări ne provoacă la, la a exercita voința, autocontrolul. Dar este una să faci lucrul ăsta când ți teamă de moarte, și e alta când ai experimentat. Mai există o bucurie a vieții, adică mă simt atât de mult mai bine, merită să fac asta, deci, și ne, ne dăm seama că de multe ori când te întorci acasă, lucrurile sunt complicate, poate nu poți ca la hergelia, ne dăm seama că nu vor rămâne în program exact 100%, dar și dacă, dacă rețin două, trei elemente sau jumătate, tot este un pas foarte mare înainte și există acest, acest mare avantaj că este ca și cum le dai o hartă. Uh, și, ce... și au fost acolo, știu cum se simt, și oricând, dacă se îndepărtează, au harta și se pot întoarce. Deci, cred că asta e mare mare avantaj. V-am întrebat dacă nu o pun rezistență, și probabil că ar face-o dacă nu ar poate că discuta cu ceilalți care au deja o anumită experiență. Și da, se să simt ajută pagine, cei da? care vin a doua oară sau a exact. treia oară. Și nu, adevărul este că sunt unii care vin și poate se așteptau la altceva și li se pare uh, prea, prea mult pentru dânsii. Însă avem atâtea cazuri și le povestim uh, cazuri după cazuri care la fel au vrut să plece și, uh, au, uh, și le zicem mai stați până mâine, doar până mâine. Uh, și uh, de obicei după, uh, chiar după o zi și asta își dau seama stai puțin dar aici aici dacă plec pierd uh, și, până la urmă, chiar deloc să nu am voință. Am venit până aici, sunt da. dispus să, nu știu, să plătesc o anumită sumă și uh, renunț, așa, ca un copil laș. Dar uh, vreau să vă întreb și uh, despre o anumită dezamăgire, nu știu, poate să așteaptă ca după 3 zile, 4 zile, să vadă deja, deja uh, rezultate și uh, organismul fiecăruia este unic la unul apar rezultate, la altul nu. Nu se descurajează, nu comentează, nu își arată nemulțumirea. Dacă este să vorbim statistic, cred că 90-95% trec prin experiența pe care v-am povestit-o. Sigur, ca, ca Iată. în orice situație, sunt, sunt oameni diferiți care poate au nevoie de mai mult timp, dar, în general, acesta este tonul. Toți descoperă ceva, ceva care s-a îmbunătățit, poate o înțelegere. Noi, noi considerăm sala de lectură, unde medicul ține lecturi în fiecare dimineață, în care se, se demonstrează felurile de mâncare care au fost pregătite în ziua respectivă sau seara avem, avem o, o, niște activități de grup sau îl avem pe domnul Gabriel Dumitrescu care este un dirijor și muzician foarte bun și uh, îi pune să cânte împreună, unii n-au cântat de la școală, de la... Când de la corul, <laughs> putea, cânte celele <laughs> da, cu pionieri. <laughs> Și atmosfera aceasta în care redevii copil și, și te bucuri împreună, sala aceea o considerăm o sală de tratament. Pentru că un om educat este pus într-o poziție în care poate să ia decizii mai bune. Și mereu dau exemplul acesta că na, ni se spune mai mestecă mâncarea aceea, nu te grăbi așa. Dar când, când ți se spune, poate la o vârstă la care poți să înțelegi, stomacul nostru nu este ca al unei găini. Poate mulți cred că na, noi fiind mai mari, e cel puțin ca și gă, grosimea stomacului găinii, dar stomacul nostru este de 3-4 mm. Deci este, este foarte. Așa când, când îi vezi forma, el, el este așezat de așa natură, ți se pare că e gros, dar el nu este gros. 3-4 mm. Și dacă n-ai făcut cu dinții ceea ce trebuia să faci. Îi dai multe lucruri stomacului, vă dați seama, mușchiulețul la care trebuie să, să lucreze. Deci, o, o cunoștință simplă te luminează și îți dă, stai puțin că mama sau cine îmi spune sau cine mi-a spus avea dreptate. Și acum eu, pentru că știu, o fac eu pentru că vreau. Vreau să-mi ajut mușchiulețul acela. Deci, eu cred că educația. Are un component important în informare și în modul în care transmiți această informare care să fie, pe înțelesul tuturora. Dar ceea ce se întâmplă la Hegelia, cred că este extraordinar prin faptul că nu numai așa cineva poate să audă la televizor sau poate să citească o carte, dar nu se întâmplă cu el ceea ce se întâmplă în cele 10 zile. Deci, cum am zis, se, se întâmplă și într-un fel redescoperi, mai stai puțin, dar dar merită să, să, să trăiesc mai de calitate. Chiar merită să mă simt așa. Și nu, nu este o renunțare că n pe acum, nu pot nici cealaltă, ci îți dai seama că, de fapt, ce înveți acolo este că, ok, astea sunt legile fiziologiei, vreau să mă aliniez cu ele, voi fi. Happy, mă voi simți bine, o să am o stare de bine pentru că dacă fiziologia este, funcționează, totul merge bine. Dar dacă, dacă tot timpul dau în legile, le calc legile acelea, cum spunea Leg, re regizorul nu? care a făcut cele, asta, cele 10 porunci cu Moise filmul acela celebru, cineva l-a întrebat că da, pot să calci poruncile și a zis el, nu, nu. Poruncile te calcă pe tine. Fiziologia ne calcă dacă nu o ține cont de ea. Nu aveam pregătit aceste întrebări legate strict de Centru de Sănătate Hergelia, însă mă provocat să vă întreb. Deci există acest Program și de educație, de instruire, un fel de seminar în care sunt învățați oamenii cum funcționează organismul, astfel încât să știe ce să schimbe sau de da. ce să facă anumite da, schimbări. De ce, de ce să facă anumite schimbări. Cred că am avea nevoie de această educație absolut toți oamenii și ar trebui fi să fie făcută de timpuriu, pentru că tot vorbim despre, am amintit despre educația din perioada copilăriei, însă niciodată nu este, sau mai bine mai târziu decât niciodată. Și acum aș vrea să vă întreb legat de ceea ce ne interesează și, da, din ce în ce mai multă lume se luptă cu kilogramele în plus. Vreau să slăbesc, dar nu pot. Ce avem de făcut? Iată, vorbiți despre voință. Cum să dezvolt eu această voință sau autocontrolul pentru a putea renunța la kilogramele în plus pe care le-am acumulat? Nu știu, poate să fie în ultimul an, știu că odată cu pandemia foarte multe persoane uh, au observat o, o creștere a greutății corporale, uh, dar sunt persoane care tot au așezat kilograme de-a lungul anilor. Uh, un, lucru, un, un prim lucru pe care uh, trebuie să-l facem este să devenim conștienți de, de când mâncăm, cum mâncăm, stilul. Uh, uh, s-au făcut experimente în care s-au pus oglinzi uh, la bucătărie unde, unde mâncăm sau în zona unde mâncau. Și... Nu doar pentru estetică, ci. Da, Cu un alt alt scop. Nu, ca, ca oamenii să se vadă și, și uh, s-au făcut studii foarte riguros conduse, s-au observat că mănâncă mai puțin, sunt mai atenți. Uh, uh, există această expresie de așa, mâncat fără să te gândești, mindless, eating, uh, adică sau stai la televizor, nici nu ai observat când ai terminat punga sau. Uh, și bine... Da, un, un prim plăcut. pas este să, să fim conștienți de, 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 de noi. Ce, ce se întâmplă? Cum mâncăm? Ce, când, cât mâncăm? Apoi, un, un al doilea pas, care este oarecum mai ușor decât ceea ce urmează. Deci, este mai ușor să dai jos kilograme decât după aceea să le menții. Da. Cine se ocupă de acest aspect, da, sau da, da, are o da. experiență cu până, dietele, până, știe că... Până, da. până acum câțiva ani am considerat că... Bine, pe baza la, în general, ce facem la Hergelia este, nu în general, cam tot este pe baza științei, a dovezilor din medicină. Și asta era gândirea că trebuie să, să treptat, așa, câte o jumătate de kilogram, deci să nu ai diete foarte restrictive, pentru că uh, nu poate nu e sănătos sau uh, nu știam foarte mult despre restricția calorică. Acum restricția calorică a devenit un subiect destul de, de uh... Da, și mi-a rămas cumva această impresie că dacă dai kilogramele jos treptat, te poți și menține. Dacă faci o schimbare da. bruscă, vei lua înapoi kilogramele da. pentru că oricum te reții de la prea multe lucruri și la momentul în care ai obosit să faci da. asta, vei reveni la stilul de viață de, anterior. De multe ori, vedeți, știința este, este un, un domeniu în care mereu înveți. Și niciodată nu poți să spui, ok, ajunge, știu totul. De fapt, s-a descoperit că și cealaltă variantă este, este ok. Și o, și o <usca>? scădere în greutate mai, mai masivă, mai rapidă, chiar poate într-un post, sau o restricție calorică, poate la 300 de, de calorii, este ok. Important este ce faci după aceea. Și după aceea trebuie gândit de așa manieră să mănânci mai puțin. Deci orice, orice cură de slăbire trebuie să se focalizeze pe, aspe, pe exact. asta al doilea pas și anume să, să mănânci mai puțin. Și există, există un mod simplu de a realiza lucrul acesta, necomplicat, și anume să mănânci alimente integrale. Aceste alimente integrale, de fapt, sunt alimentele care sunt dense în nutrienți în industria alimentară ce se face când se rafinează un aliment se adaugă multe calorii și se diluează nutrienții și avem așa, avem pâine albă patiseriile, tot ce ține de zona aceasta așa avem mezelurile este practic o, un pui sau carne roșie, care este diluată cu foarte multă grăsime. Deci acolo nu mai sunt nutrienții de care noi avem nevoie, ci sunt o grămadă de calorii de care nu avem nevoie, sigur, și sunt Putem anticamera. să avem intoleranță și la cerealele integrale, de exemplu, la ceea ce este integral. Din... Uh, să avem o anumită intoleranță, să nu, să nu ne simțim bine consumând aceste alimente? Dacă cineva are intoleranță la gluten, fie că este rafinat greu și celelalte cereale, fie că este în formă integrală, va avea această intoleranță. Dar, uh, se, dar... se discută despre această intoleranță și tot mai, multă, mai multe persoane uh, adoptă o dietă fără gluten. Este cumva un trend sau chiar este bine și ne putem testa această intoleranță pentru a ști dacă da. este. Pentru că s-ar putea să eliminăm exact ceea ce spuneți dumneavoastră: nutrienții aceștia, tocmai pentru că ne temem de, de gluten și renunțăm la cereale integrale, la tot ceea ce e integral. No, este un trend care nu este sprijinit de știința nutriției. Deci, cerealele integrale au, au o parte și o contribuție. De nutrienți esențiale pentru sănătatea noastră, a le elimina și a consuma poate mai multă proteină animală și așa nu, 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 este, nu este ok. Dar mă, mă întorc la, la obezitate este foarte simplu, vrei să reduci numărul de calorii, trebuie să mănânci o dietă cu a. alimente în stare naturală. Și ok, deci dacă nu ești vegetarian, ești omnivor, atunci. Nu trebuie adăugat ulei sau alte grăsimi atunci în prepararea cărnii. Pentru că atunci când facem lucrul acesta, diluăm uh, alimentul respectiv. Și, sigur, trebuie să avem puțin și cultură nutrițională, acum este farfuria aceea, dacă punem tot ce uh, consumăm pe o farfurie, să, să avem uh, și proteine. Și asta înseamnă nu, nu doar carne, înseamnă și leguminoase și uh, uh, nuci, uh, dar. Asta este numai un sfert. Restul, un sfert, ar trebui să fie cereale integrale și cealaltă jumătate legume și, și fructe. Și, și aceasta e o că, al, pentru? Altfel, dacă mănânci la fel, alimente rafinate și așa mai departe, totdeauna există ispita să mănânci un pic mai mult, că-ți place. Dar, în general, alimentele rafinate au calitatea aceasta că nu prea poți să mănânci atât de multe. Și. <coughs> alimentele nerafinate? Cele nerafinate. Da? Cele nerafinate nu cele nerafinate, nu pot să mănânci atât da, de multe. Acea farfurie despre care spuneați este pentru o zi întreagă sau pentru un prânz? Pentru un... Nu, pe, pe, pentru o zi. Pentru ideea o zi? ideea farfurii, farfuria mea, noul ghid, de înainte a fost piramida, este că dacă strângi tot ce mănânci dimineața la mează, seara și nouă nou ghid apropo, apropo da. nou ghid care a apărut acum în ianuarie 21, spune că nu este bine să avem mai mult de ca adulți, mai mult de două sau trei mese pe zi. Deci asta e recomandarea pentru publicul general. Excluzând gustările despre care... Nu, gustările nu, nu e știi... Deci cei nu care vorbesc de, de gustări nu, nu sunt abdatați în știința nutriției. <laughs> Am putea să avem două gustări și doar două mese pe zi, ca să nu, nu sărim peste deci cea de Este treia. foarte clar, două sau trei mese pe zi, asta spune ghidul și nu spune pentru cei bolnavi sau pentru cei care vor să slăbească, se spun pentru populația de generală. Sigur, cineva ar putea să zică, ok, asta e ghidul pentru american, dar noi nu avem ghid în România, Asta e unul și în America sunt români, maghiar, german. Deci sunt toate națiile de pământ, practic ei când dau un ghid, este ca și cum ar pentru... da un ghid pentru tot pământul și cam toți se iau după ei. Bun, dacă spuneți două sau trei mese, la hergeria câte sunt? Două trei. sau trei? Sunt trei. trei. Dar, dar, dar în locul cei care doresc să slăbească, au opțiunea ca să aibă ceaiul de la ora șase. Deci în loc să mănânce... să se amăgească doar. Da, da, un ceai și și au un timp bun pentru discută cu un psiholog, cu uh, unul Pe din, din personal, uh -huh. uh, da, este este cu ei. Uh, pentru că știm că, na și seara uh, sunt calorii în plus și se depun mai mult ca dimineața. Plus că este această uh, post intermitent, da, când dacă ai o o distanță mai mare între, între mese, ai mâncat la amiază și ai 16 ore până la următoarea masă, e foarte benefic. Uh, și pentru că am vorbit despre gustări, iată despre ceaiul sau masa de seară, ar putea fi un membru al familiei care spune eu nu mănânc seara, dar merge la bucătărie. Sau acolo da, unde se servește masa în familie și acolo sunt diverse alimente. E foarte greu să faci față tentației. Clar. Cum stăm la capitolul acesta al S-au făcut ispitei. studii. Uh, oamenii care au o voință puternică nu diferă foarte mult față de cei care n-au. Uh, în sensul că dacă și ei sunt puși în fața mesei bogate, prăjituri sau, mă rog, care e problema, Și o să mănânce. Dar s-a observat că ei fac două lucruri care îi ajută. Unu, stau departe. Deci, fie că nu merg acolo, fie când merg la prăvălie sau la market, nu cumpără și nu punem frigider că dacă ai frigideri acolo deschizi. Deci, stau cât mai departe de ispită. Asta e unul. Și doi, dezvoltă comportamente care să umple golul respectiv. Și cumva Atunci. investesc energie în, în treaba asta. Studiile spun că în medie, sigur, unii mai mult, alții mai puțin, o, o persoană se luptă cu diverse ispite, adică gânduri care știe că nu-i bine, dar îi vine gândul că să o facă cam patru ore pe zi. Vă dați seama cât de mult. Însă, însă oamenii aceștia dacă cei care au voință ei, ei au mai puțin timp se ocupă mai puțin timp cu asta pentru că stau departe deci nu, pentru că dacă e aici o vezi și vine gândul că na, ok, vreau mai și mai ales eu. cu ce-ți place da, <laughs> da și, și investesc de exemplu un alt lucru despre voință este că se comportă ca un mușchi dacă ai luat multe decizii de dimineață, la amiază, seara e cel mai vulnerabil pentru că mușchiul voinței a, a, a slăbit. <fie> uh, și de aceea se, se recomandă ca marile decizii și lucrurile care sunt importante de făcut să fie făcute de dimineață, pentru că uh, mai ales dacă necesită uh, voință și așa mai departe, mai târziu, poate nu o să mai faci uh, lucrul respectiv. Uh, de asemenea, mai la începutul săptămânii, nu. Nu la sfârșitul săptămânii, pentru că suntem mai mai odihniți. Iată niște uh, informații care ne pot ajuta să nu ne confruntăm atât de, de puternic cu uh, tentațiile, și în același timp să nu fim uh, cu sentimente de vinovăție că n-am fost capabili să spunem nu, n-am avut da. o voință mai puternică. Dacă suntem conștienți că suntem mai slabi, da, un alt element care, care ajută voința este uh, o anumită rutină în viață, în viața de, de zi cu zi. S-a observat că studenții care, care stau noaptea, deci în loc să, să învețe în curs, cursul semestrului și să dozeze și uh, nu, amână, au fan și uh, se da. distrează. Da, și înainte de sesiune și sesiune trebuie să înveți să zici și noapte. Iată, au mai multă voință, că nu stau dorm. noaptea să învețe. Și s-a observat că în situația aceasta voința scade, deci nu, nu de sunt capabili să se autocontroleze. Deci autocontrolul scade foarte mult și sunt foarte vulnerabil, în timp ce cel care a mai învățat, a învățat în cursul semestrului și... Sigur că poate e mai intensiv, dar păstrează cât de cât un orar, doarme noaptea și așa mai departe. Are un nivel de autocontrol mai, mai ridicat. Deci, toate elementele acestea contribuie la. La, la puterea voinței. Da vorbeați și despre somn, iată, în contextul acesta, no, poate că... De important, deci... Spuneați de... că este la fel cu incapacitatea omului când este sub stare de ebrietate, dacă da, am reținut. Da, este, este, este la fel, pentru că noi după avem o noapte de, de Doar după o noapte de nesomn? Da, chiar și după o noapte. Sigur, noi suntem diferiți. Sunt unele persoane care pot să doarmă mai puțin și, și a, așa este construit organismul. Poate și cu creșterea în vârstă, adică înaintarea în vârstă, sunt etape când poți să faci lucrul acesta. Dar, în general, avem nevoie de șapte-opt ore de, de somn. În, în medie. Ori dacă lucrul acesta nu se întâmplă, după o noapte de nesomn, a doua zi, Capacitatea de autocontrol scade foarte mult și este comparabilă cu cineva care este în stare de ebrietate pentru majoritatea. Spuneați că există două lucruri pentru persoanele care au voință. Unul să evite, și doi să evite tentația, și doi să înlocuiască acele obiceiuri cu unele sănătoase. Dați-ne niște exemple. Ce am putea face pentru a adăuga ceva? sănătos în viața noastră. Deci, dacă este vorba de, de cineva care uh, își propune să scadă în greutate, exact. uh, un lucru pe care ar putea să-l să introducă și care a, a, ajută voința, pentru că s-a observat că atunci când faci exercițiu fizic, te, te ajută, uh, un lucru pe care ar putea să facă pur și simplu, să găsească fie în casă pe cineva, fie printre prieteni, sau poate chiar un grup cu care să iasă la exercițiu. De, poate să fie mers, mersul e cel mai la îndemână și pur și simplu la o plimbare sau să scoată câinele. Sau, de deci este, este, un lucru pe care, sigur că dacă nu l-ai făcut, necesită un pic de organizare, necesită un pic de voință, autocontrol, autocontrol dar, dar atunci când ai și un grup suport, este mult mai ușor decât când ești singur. Și în momentul în care investești în chestia asta, practic crește capacitatea de de a, de a autocontrol. Deci s-au făcut studii clare în privința și aceasta și, și te și te și simți mai bine, că toată lumea a observat după o oră de plimbare. E... Și apropo de, de Covid 19 mai ales într-o zonă de conifere, anumiți arbori emit niște substanțe microscopice, fitoncide se numesc, care sunt virucide. Deci care, care sunt... Uh, uh, au capacitate de a, de a distruge virusii. Și... Da, <laughs> nu este greu să, să să înțelegem sau să credem. Pe de altă da. parte știm cât de mult bine ne face oxigenul. Da, uh... dar da, nu numai oxigen. Sunt copaci da. aceia, uh, produc niște substanțe care sunt chiar, chiar foarte sănătoase. Uh... De asemenea, un, un, alt, un alt lucru care poate fi făcut, adică să investim în treaba aceasta, ziceam, de, de conștientizare, și anume în meditație. La ce vă referiți? Pentru A, că ea și este o este modă. Este foarte la modă meditația yoga și exact. poate o meditație oarecum repetitivă în care... Nu spun că e foarte repeti. benefică. Da, da, deci este extrem de benefic să, să te oprești să te oprești. Deci, când ai o situație stresantă, pur și simplu 5 minute să, să time out, da? Să pur și simplu să, să ieși și să să respiri. Atunci când suntem stresați, unul din cele mai bune lucruri pe care le putem face este să respirăm rar, profund. Uh, și, uh, deci, meditația este un moment în care faci asta, dar în același timp te reconectezi cu tine însuți. Uh, și. Gândind despre, despre tine, dacă luăm exemplul ăsta, dar sunt, ar putea fi alte, alte domenii, nu doar cel al obezității, unde avem nevoie da, să schimbăm. Tocmai ați vorbit despre stres, de exemplu, <coughs> da? În timp ce te gândești la ce faci, în timp ce te gândești la cauze. Poate că e un moment în care îți dai seama de anumite lucruri, poate o relație care este foarte stresantă și, și pe care eviți să te gândești la asta. Dar, dar meditația este un timp în care poți să analizezi ce se întâmplă cu tine și poate să descoperi anumite lucruri pe care nu le poți descoperi dacă tot timpul ești după, fugi după tramvai sau pe mașină, în trafic și așa mai departe. Sau stai da, la calculator, da. la. Eu, eu cred într-o meditație creștină în care în care, pe de o parte, omul este reflexiv și se gândește la sine și la ce se întâmplă cu el. Deci asta este extraordinar, să te oprești din când în când și să te evaluezi. Și asta te ajută. Deci este foarte clar că atunci când este vorba de, de o dependență, hai să zicem da. că eu, aici e ai vorba de dependența de, de alimente, dar tot felul, tot felul de dependențe, adicții, este extraordinar să te poți opri și să, să fii reflexiv și, în același timp, este un moment care, în care devii, poate, conștient de, de neputința ta și de faptul că, totuși, este cineva care te poate ajuta. Noi suntem, majoritatea în România, suntem creștini, credem în Dumnezeu, deci Dumnezeu este, este aici, este, este gata să, să ne ajute și noi, ca și creștini, știm că și-a dat. Adică avem o dovadă clară că ne iubește și vrea că a dat ce a avut mai scump, nu Fiul lui Dumnezeu, Isus. Și atunci, momentul acesta de meditație este un moment în care putem să ne conectăm, putem să ne rugăm, iarăși rugăciunea este, este, este extraordinară pentru că deci, s-au făcut studii în care pur și simplu s-a cuantificat faptul că atunci când cineva se roagă pentru el sau Cineva se roagă pentru cineva care este bolnav Cel bolnav este evident mai bine Și așa cum spuneați Prin meditația aceasta Relația cu Dumnezeu Conștientizarea iubirii Iubirea știm că este regeneratoare Putem să da Găsim forța De a merge înainte Și tocmai o întrebare pe care o aveam Era cum să îți menții acest obiectiv, da, poate să fie renunțarea la fumat sau la o anumită adicție sau uh, această, uh, acest obiectiv de a scădea în greutate, de a schimba stilul de viață. Cum să te menții consecvent cu uh, acest uh, obiectiv, să zicem, sau stil de viață schimbat? Este extrem. Ați, ați amintit uh, dragostea și, uh, și, practic, când vorbești de, de, despre dragoste, de fapt, nu poți să nu vorbești despre su suportul social. Fie că vine de la soț, soție, părinți, copii, prieteni, e, este extraordinar. Sunt o grămadă de studii care ne spun că este la fel de important ca și să mănânci sănătos sau să faci exercițiu fizic. Exact. Pentru că partea aceasta spirituală a noastră, emoțională, este extrem de importantă. De, de aia suntem oameni, la urma urmei, ca am fi exact. animale, dar suntem oameni și, și asta este extrem de important și asta este, are impactul cel mai mare. Cum spuneați, dragostea, și nu numai că o primești, s-au făcut studii că este este mult mai important să dai. Și practic atunci când dai te simți mult mai, mai bine. bine, ești mult mai bine decât atunci când primești, dar ai nevoie să și primești, nu, nu numai tot, tot timpul să dai, este, este așa un schimb. Și este extrem de important să am suport și vorbim despre, despre obezitate de exemplu. Este mult mai ușor să înaintezi pe drumul acesta, care nu este ușor și este împotriva uh, plăcerilor, obiceiurilor pe care le-ai le avut spuneți, și, da, da. și uh, este, este mult mai ușor atunci când ai un grup de suport, când ai suportul acesta social și am, am făcut uh, de curând, uh, am uh, făcut un mic experiment, am, am vrut împreună cu soția să să avem, să facem o, o perioadă de șapte zile de restricție calorică la 300 de calorii. Okay. Este, este important să ai niște calorii ca să nu pierzi mușchi. Și, și poți să și activezi, să mergi la serviciu, pentru că ai ai ceva calorii, deci nu nu, este, nu ești pe, pe zero. Și am, am lansat o Uh, Ne-am gândit mai dacă sunt și alții, poate o să, o să ne fie mai ușor. Am făcut asta înainte, așa, noi singuri, și i-am invitat final. și pe colegi. Și au fost vreo 15 sau 16 persoane care s-au alăturat, colegi, familie. S-ați rezistat mult mai bine împreună. Da, da să pentru înțelegem. că ne scriam. cum te simți, păi că astăzi parcă sunt mai slăbit sau nu, astăzi am făcut 3-4 km, mă simt excelent. Uh, deci te ajută foarte mult lucrul acesta să rămâi în program și să nu, să nu, să nu renunți. renunți. suntem la final, care ar fi Așa concluzia? De... Da, trecut. <laughs> Mai aveam multe întrebări pe care să vi le da. adresez, însă cumva răspunsurile au fost în uh, îmbinate. Poate continuăm o dată subiectul ăsta, că e atât de vast a voinței. Drag, vă așteptăm la Speranța TV. Spune, da. ține un gând de final pentru uh, acest subiect atât de important. Iată, Autocontrolul? Cred că uh, un, un gând important este să nu, niciodată să nu disperăm și niciodată să nu gândim uh, așa sunt eu, eu nu pot, eu nu am voință. Nu. Uh, voința este ceva și autocontrolul este ceva care poate fi dezvoltat uh, și. Uh, Sigur că dacă nu știi cum, nu te ajută, dar, dar chiar merită citit în domeniul acesta, pentru că cred că este un domeniu fundamental pentru noi, ca ființe umane, și se poate, alții au făcut-o, și uh, încurajez pe toată lumea să nu dispereze, să, uh, să, să, să se documenteze, să citească. Și sunt lucruri simple care țin de stilul nostru de viață, care ne pot ajuta să avem mai multă voință și. Mai multă sănătate. Mai mult autocontrol. Și, -aș și așa da, așa. Și, dar asta vin la pachet, pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă la hergelia este că oamenii redescoperă o mai bună motivație decât frica de moarte. Domnule doctor Nicolae mm. Dan, vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat, ne-ați dat informații, dar ne-ați împărtășit și din experiența dumneavoastră de la hergelia. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Mult succes în ceea ce faceți și tot mai mulți oameni care vă calcă pragul să redescopere bucuria de a trăi. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, iată aceasta a fost ediția din această seară Educație pentru viață. Vă doresc exercițiu în dezvoltarea acestui mușchi voință sau autocontrol pe curând la o nouă întâlnire și multă multă, multă sănătate. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările de pe canalul nostru de YouTube pentru a primi mai multe informații de la noi.